Ok, bine v-am găsit la la un fel de tutorial în legătură de cum să vă faceți o mașinuță de Lego. Deci, haideți să începem. Mai întâi avem nevoie de un corp dintre ăsta. Vedeți? E pentru trunchiul de mașină. Patru cauciucuri, da? Vedeți? Două suporturi, să spun așa. Da? Două parbrize, unul mai vechi și unul mai nou, cu ba o bară dintre asta pusă aici, de patru cerculețe. Așa. Două uși. O carte ca un fel de, nu știu, bagaj, să spun așa, un omuleț de Lego, un scaun, două plăci de surf, astea sunt așa, ca un fel de echipament, un acoperiș, da, noi o să-l folosim mai mult așa, numere de matriculare față, spate, da, și astea sunt dintre alea, ca să nu se murdărească roțile, știți? Volan și astea sunt niște piese de care vom avea mai mult nevoie. Deci, haideți să vedem. Așa, mai întâi de toate și de tot. Puneți astea aici. Da. Vedeți? Luați astea. Mai întâi le punem așa. Nu. Asta aici. Și apoi puneți-le pe astea alte, așa, după cum vedeți, pac, da, vedeți, și la față, la fel, așa, cam așa. Acum, montăm roțile, așa. Așa. Rata asta e de altă culoare, roșie, nu e albă ca celelalte. Dar o să punem aici. Așa. Și deja se vede cum seamănă ca o mașină. Clar. Așa. Acum ar trebui, stați puțin, astea de fapt trebuiau mai în față, da? Mai în față. O leacă mai în față. A, cam așa. Da. Apoi punem numărul de matriculare așa. Și aici, respect, arată binișor. Și acum ar trebui începem, punem astea, da? Bun. Și începem. Punem într-o parte o dintre asta și o dintre asta. Și luați parbrizul nou, vedeți? Parbrizul nou, da? Și îl puneți așa. Pam. Și în spate va veni pus altfel. Știți? Tot ceva asemănător. Dar aici trebuie mai multe lucruri puse. Cap la cap. Bă, 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 alandala. Și cam tot ceva de genul ar trebui. Putem lua... Stați o secundă. Caut niște piese. Ah, aici era. Funk. Și. Pac, pac. Perfect. Ați pus astea. Punem asta. Cam așa. Ui, puneți. Ăsta, dar ăsta trebuia mai în față. Parbrizul, mă refer.
în față. Adică cam așa. Cam așa ceva. Ia, aruncă pe nob. Cam aici. Așa. Aici jos ar trebui pus o bucată dintre asta. Pac, avem noi aici. Așa. Și așa. Stați. Că a căzut. Bum. Și asta cam aici. Da. Bine pusă. Bum. Și acolo, acolo. Putem pune instant acoperișul fără nicio urmă de problemă. Aici e faza aia, cum e la portbagaj, ca un fel de portbagaj. Da. Știți? Ca un fel de portbagaj. Sau nu, 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 nu. Știți? Un fel de portbagaj. Mai tare, dar... Stați că, de fapt, asta era invers. Cam așa. Numai că mai trebuie pus aici o dintre asta. Organizarea e puțin mai proastă, pentru că, da, n-am avut timp. Am avut mai multe chestii pe cap. Așa, tac. Tac. Aici spune asta. Asta și asta, respect, chiar dacă trebuiau ușor mai în față, nu-i nicio problemă, cam așa, asta vine pusă așa, da? Ok, aici trebuie pus... Nu. Uite-o dintre astea, nu? Așa. Și apoi asta, așa. Vedeți? Deja și seamănă ca o mașină. Mai trebuie pus volanul. Volan pus. Da? Scaunul. Vedeți? Și acum putem pune ușile. Pac. Vedeți? Așa. Și mai rămân astea special pentru a fi puse așa, așa, mai avem dintre astea biluțe, pac, pac, dar asta trebuia puse ceva aici, niște chestii, așa, și tot ce mai lipsește acum de pus îi... Îi omulețul. De-astea nu cam mai avem nevoie. Vedeți? Omulețul pus aici. Dar astea mai trebuiau scaunul pus ușor așa. Cum ai căzut? Așa și bum. Am pus omulețul. Omulețul îi pus, tot ce mai trebuie pus, îi să luăm de aici și să punem cât o dintre asta. Poate fi pus și așa. Nu, 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 stați. Asta o puteți pune aici și aici. Aici puneți o dintre asta, adică așa, respect. Omul se mai învârte el. Și acum am
Nenea acoperișul. Da. Ok. Tot ce mai lipsește îi să punem cartea. Putem pune frumos. Să o băgăm. Asta trebuia mai în față. De fapt. Asta trebuie pusă așa, da, vedeți? Cartea are locul ei, vedeți? Da? Așa, așa. Și acoperișul. Închis, închis. Și putem, și astea se vor pune aici și aici. Și bum, v-ați făcut mașina de Lego. Vedeți? Mașina de Lego, pac, pac. Haideți să vedem cum merge. O vedeți? Ați. Așa, haideți să vedem cum merge. A mers până la caloriferul acela, care are serpent din piele, dar nu se observă. Vedeți, pare la îndepărtare și da. Cam acesta a fost episodul la cum puteți face o mașină. Vreau să vă rog să dați un like și dacă vă uitați pentru prima oară la videoclipurile de la canalul meu, să vă abonați. Eu am fost Ștefan, la revedere!